de actualitate. Având în vedere că voi aveți încă o piesă nouă, da, am zis, hai să profităm de moment. Sunteți la Ofensiva Națională pe Național FM. Da, vă vom prezenta emisiunea În Locul Lui. Bă, ce frumos vorbești, mă uit la tine și nu vine să cred. Da? Da, mă poți asculta. Bă, dar bine ar spera. Să spunem că vor fi două ore în care veți asculta muzica noastră preferată, care le place nouă, facem un playlist frumos. Tu-ți dai seama că eu știu tot ce asculti tu, nu? Dar trebuie să afle și ascultătorii ce ascultăm noi. Bă, eu sunt curios ce asculti tu. Hey. Deci lucrezi, este o fată cu bun simț. Cine? Amna, este o fată cu bun simț. Este o fată cu bun simț, este o fată super muncitoare și eu cred că ăsta e un mare atu pentru ea. Pentru că sunt foarte mulți artiști care sunt destul de leneși la noi. Ea, pe lângă faptul că e talentată, este și muncitoare și atunci se face așa un combo de succes. Și ea a înțeles că, na, valul ăsta vine, pleacă, dar cel mai greu e să te menții și tot timpul reușește să facă asta. Și mă impresionează, învăț și eu de la ea. I-am dat bani să vorbească foarte frumos despre mine, să știți, dragi ascultători. Măi, Robert Toma, când vine, lăsând gluma la o parte, când vine vorba despre Robert Toma, în primul rând vorbești despre un om super serios, super talentat, cu mult bun simț, cu multă răbdare, Dumnezeule, câtă răbdare a avut cu mine, și nu numai cu mine, cu ceilalți artiști, și multă modestie. Cred că modestia uneori e o calitate, uneori devine un defect, pentru că eu trebuie să-l laud tot timpul în emisiuni, efectiv mă doare gura de că trebuie să spun, pentru că el nu spune nimic, el zice mulțumesc. Și oamenii ăștia care nu se laudă, poate ajung un pic mai greu cunoscut, bă, dar și când ajung, e cărămidă cu cărămidă construcția și mi se pare că nu poate fi dărâmată. Și oricum toată lumea știe în industrie despre Robert Toma și îți mulțumesc că faci muzică atât de bună alături de mine și nu numai alături de mine și că ești tot timpul... Vine să plâng, jur! Și că la psiholog, și că, și că ești tot timpul un om atât de bun cu mine și un prieten minunat. Și jur că nu e niciun fel de regie, așa suntem și ne bucurăm că putem face asta așa, pe FM. Și am ajuns și la următoarea chestie de pe lista asta de păcate a lui Adi. O întâmplare... Cam păcătos, Adi, nu ți se cam pare? Păcătos, cam păcătos, dar și cam greu de întrebările astea, dar bă, de, e greu să fii moderator aici. Foarte greu, ca să-ți dai seama cât cred că bea multă apă, cât vorbește mult, nu? Da, deci, da. Întrebarea sună cam așa. Spuneți-mi o chestie ciudată sau o întâmplare năstrușnică de la un concert. Păi... Vrei să răspund eu sau te las pe tine? Hai, răspunde tu, te rog frumos, mulțumesc. Băi, mi-aduc aminte că eram la un bal de boboci, unde tot așa făceam eu mâna în ale cântatului și cântam, tu n-ai cântat la bal de băbuci? Ba da. Așa, eram, na, vedeta a liceului, ca să zic așa, și mi s-au rupt pantalonii. Asta nu e chiar așa. Nu, undeva într-o zonă, în spate. Okay. Și am ieșit de pe scenă cu fața așa, hei, vă mulțumesc frumos! M-am retras cu fața, a fost absolut penibil momentul, dar bine că am dres-o cumva. Sunt momente în viața artiștilor în care, efectiv, trebuie să fii spontan, că dacă nu, s-a terminat. Nu mai uiți momentul. Oricum nu o să-l uit în viața mea, deci nu am cum să uit așa ceva. Mă împlinisem atunci, ca să zic așa. Am înțeles. Cu vreo 5 kg. Așa, mă. Eram bine de tot și s-a simțit asta. Și la propriu și la figurat. Eu am două întâmplări. Una dintre ele, apropo de balul de boboci. La început eram hip-hopper. Da. Hip-hopper, exact. Pac, 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 pac. Și am avut un bal. Exact. Am avut un bal de boboci și... era o singură problemă, că balul de boboci era, avea o tentă de house. Erau numai house-uri acolo. Erai cumva în plus. Exact. Și am început eu cu, yo, mic check. Și erau toți, ce-i cu ciudatul ăsta? Da, și zic, ok, asta fiind una a fost super penibil. Dar tu ți-ai ținut concertul în continuare? Eu mi-am ținut concertul. Tu ai ținut unul și pe normal. Am fost profi. Eu eram acolo cu ale mele. Și următoarea întâmplare, la un concert chiar de curând, cred că anul trecut s-a întâmplat, am luat o mireasă pe scenă. Aoleu, cred că te-ai însurat și n-am știut, ok. Nu, n-am luat-o de mireasă. De mireasă, deci ai luat doar o mireasă al cuiva, că îți place exact. Să iei mireasă al cuiva. Și nașul era un pic... Da, așa, vesel, rău. Și a venit la mine și a scos așa un tank de bani. Bă, dar un tank de bani. Nu iei cu totul să nu mai văd. Nu, nu era asta. Era, el voia să-i dau o dedicație. Eu am încercat să-i spun așa printre cuvinte și ce cântam acolo la microfon, că noi nu ne ocupăm cu genul ăsta de atenții. Bineînțeles, buzunarul lărgisem așa, dar asta fie între noi. Și din tot tank-ul ăla de... Băi, deci avea ceva bani. Mi-a dat, nu știu, 10 lei sau ceva, puțin, foarte puțin. Și noi eram... Ok.
Ai greșit buzunar. Băiatul meu, măi, știi care-i treaba? Că noi, noi chiar nu luăm bani la dedicații. Nu, dar omul a vrut să-ți arate cât de bine, deci cât de potent financiar este. Omul a vrut să-mi arate cât de bine, că uite, 10 lei. Acum că am trecut de la veselie și la lucruri un pic mai serioase, că de o bună bucată de vreme se simte vacanța mai mult în buzunarele noastre decât în poze pe Insta și pe alte. În poze trebuie să părem tot timpul bine dispuși, mi se pare? Da, păi și cred că e datoria noastră a artiștilor să dăm un vibe bun oamenilor și să-i încurajăm. Nu că dacă noi, cred că dacă noi am postat, bună dimineața, este o zi groaznică, ce faceți, n-avem chef de nimic. Cum a fost cea mai tare vacanța ta? Dar de ce răsucești tu cuțitul în rană? Nu, că nu vreau să răsucesc. Care vacanță? Sinceră. Nu știu, mai aduc aminte de vacanțe, îl lipsesc foarte mult vacanțele, lăsând glumele la o parte. Mi-aduc aminte de o vacanță, cel mai mi-a plăcut o vacanță pe care am avut-o în Dubai, acum 5 ani, cred, 6. Și aș pleca, Robert, în Turcia, văd toată lumea pleacă în Turcia, aș pleca mâine, dacă s-ar putea. Poate faci și da. Apropo de asta, Amna a spus că a avut o vacanță în Dubai, eu voiam să zic ceva la țară, la... acum dacă ai spus Dubai trebuie să mă uit foarte bine și eu să văd exact. Eu ți-am spus ce aș vrea eu, că aș pleca din țară, mai ales când știi că nu ai acces și că nu ești ok și că nu-i bine, acolo zine să te știi cum... Da, fiecare după posibilități. Eu am fost undeva, a fost o vacanță dublă, ca să spun așa, am fost în Malta și în Italia. Am crezut că, da. Dar cumva e pe același loc și cu Grecia, că sunt îndrăgostit și de Italia și de Grecia. Și eu sunt îndrăgostită de Grecia. Ce? Nici în Grecia n-am ajuns. Da, să fim sănătoși, să trecem cu mine peste anul ăsta. Știți ce aș vrea să ascultăm acum? Vreau să te provoc. Să facem un exercițiu. Eu spun, spre exemplu, culoarea roșie, da? Roșu, da? Ok. Și tu îmi spui ce reprezintă pentru tine această culoare. Nu știu, okay. Trandafir, sânge, whatever. Okay. Facem asta? Bun, unu hai. Cu unu, da? Hai. Încep eu. Că tot am de culoare. Galben. Galben. Național al României. Bun. Verde. Frunze. Natură. Îți spui bani. Nu, natură. Vezi, mă, ce înseamnă ecologic. Italia. Vacanță, pizza, vacanță, pizza, paste, Grecia. Vacanță, relaxare, zen. Ce reprezintă? Nu știu dacă îți place, dar o să te provoc. Șnițel. Șnițel? Da. Am mâncat un șnițel bun în Viena, care era foarte mare, arăta ca o pizza și era așa subțire. Șnițelul e foarte bun cu cartofi prăjiți și bine, cu salată. Bine, dacă ți-aș spune acum paste. Mamă, vorbesc serios, mi-a venit apă în gură când ai spus paste. Merge și mâncăm, orice merge fel și mâncăm de paste, după emisiune. Orice fel de paste mâncăm. 13. 13, wow! 13 reprezintă, s-ar spune un număr cu ghinion, dar pentru mine nu. Întotdeauna am examenele când eram în sala 13, la ora 13. Noroc, mult noroc. 666, crezi în treaba asta? Cred doar dacă este întors invers, adică 999. Am înțeles. Voi alege o piesă, piesa mea preferată de la Robert Toma, Până vom îmbătrâni. Wow, mă așteptam la asta. Din trafic, nu știu ce e cu el. Hai să ne gândim să facem un exercițiu de imaginație. Cum ar fi fost dacă noi, într-o viață paralelă, am fi fost moderatori de radio? Dar nu, am putea fi și moderatori de radio. Dar chiar suntem Robert, trebuie să fie. Ideea e să nu ne treziți dimineața. Mă rest. Da, acolo e o problemă și la mine. Uite, chiar vreau să zic că eu n-am terminat facultatea, că m-am dus în studio, am făcut vreo 2 ani, dar specialitatea era radio și televiziune și eu am făcut așa niște cursuri de radio, mi s-a părut super tare. Chiar și eu chiar am avut emisiune la radio. Așa? Da, l-am prezentat acum mulți ani. Băi, dar a fost lucruri noi aici. Salut, sunt Amna. Salut, sunt Robert Toma. Și asculti Ofensiva Națională la Naționale FM. Următoarea poruncă din lista de păcate a lui Adi, să zicem așa, este, auzi, mă, ce trece prin cap. Ești pregătit? Aproape. Eu zic să te pregătești. Unde te vezi cu cariera peste 20 de ani? Farmacie. Deci, noi să fim un fel de... Arșinel și Stella. Da, sau Krishna și Rumini, sau cum îi chema. Da. Unde să fim? O să fim tot în studio, ce să mai revinuți. Eu vreau și...